Cristina Ștefan, mesaj emoționant pentru persoanele cele mai dragi. Iată ce a transmis soția lui Denis Ștefan. Denis Ștefan și Cristina trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar din rodul iubirii lor au rezultat cele două fetițe. Astăzi a fost o zi specială pentru cei doi, Asta pentru că fica lor cea mare a împlinit vârsta de 10 ani, iar micuța a fost sărbătorită cu o petrecere de neuitat. Fica și socrul lui Denis Ștefan își sărbătoresc ziua de naștere. Cristina Ștefan a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și a postat o serie de imagini cu familia ei minunată de la petrecere. Delia a fost în centrul atenției și s-a distrat alături de sora ei mai mică. Bruneta a dezvăluit că și tatăl este născut în această zi și la aceeași oră cu fetița ei. Informare. Setările tale privind cookie nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările. Ce probleme de sănătate a avut soția lui Denis Ștefan înainte să nască cea de-a doua fetiță? Cristina Ștefan a trecut prin momente de coșmar înainte să o pe cea de-a doua fetiță. Soția lui Denis Ștefan a mărturisit că atunci când am fost internată și a născut pentru prima dată a contactat o bacterie din spital care i-a afectat starea de sănătate și după numeroase investigații a aflat exact diagnosticul înainte să o aducă pe lume pe. Cea mică. Informare. Setările tale privind cucheurile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepti cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările.